Salut și bine ați revenit pe canalul Pescuit și Natură. Astăzi o tură cu bicicleta pe faimoasa Via Transilvanica. Am făcut 18 km din Rădăuți până aici la mănăstirea Sucevița în spatele meu cu bicicleta. De aici voi porni pe traseul Via Transilvanica până la mănăstirea Putna. În mod normal se face traseul invers, dar eu din Putna nu știu exact din punctul de plecare. Via Transilvanica nu a fost niciodată. Aici am văzut bornele, cred că anul trecut au pus bornele. Și vreau să fac traseul. Traseul acesta e pe bucăți, nu știu exact. În mod normal trebuie să ajungă de aici, de la mănăstirea Putna, până la Drobeta Turnul Severin, să treacă țara într-un capăt în altul. Știu că sunt făcute deja câteva segmente, altele sunt în lucru. Astăzi vreau să văd și o să fac traseul aici, din partea asta a țării, unde unde sunt eu. Vizionare plăcută! De la mănăstirea Sucevița se pornește pe drumul opus. Acest drum se numește Bercheza. Până în capăt se merge, după aceea se trece în munte până în partea cealaltă, la Putna. Uitați și prima bornă, Via Transilvanica. Sunt borne din acestea din kilometru în kilometru, până la Putna. Prin pădure este marcajul acesta pe copaci, T-ul acesta. Aici se termină drumul public. Uitați acolo, Via Transilvanica, marcajul. Drumul forestier se numește Bercheza. Deci drumul forestier devine cam impracticabil, dar noi ținem marcajul Via Transilvanica. Foarte bine marcat traseul. Se vede și marcajul vechi, cruce albastră. Thank you.
ajuns în locul în care se intersectează două trasee. Acesta cu bandă roșie cu alb. Ai 3 ore până la Palma și 4-4,5 ore tot până în Putna, se duce tot în Putna, dar ești pe alt drum forestier. Ești la chilia lui Daniel Sihastru. Eu doar trec creasta. Aici e Borna cu Via Transilvanica. Și de aici până în Putna am doar vale. Am cam obosit eu oricum acesta. Asta e prima bornă, Via Transilvanica. Acolo e poartea Mănăstirii Putna.